Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Fortnite pe canalul meu de YouTube. Ne-am strâns astăzi la un squad, să zicem așa, și ne-a ieșit un match frumușel alături de Xlader Insanity și un prieten de-al lui Insanity a filmat Marius cu toată lumea acolo, după care am zis, băi, hai să fac și eu un episod, că a trecut ceva vreme de când nu ne-am mai jucat Fortnite, mi-ați mai zis și pe livestream să mă joc și mai ales cu update-ul acesta cu zombalăi, unde o să vedeți și voi că este haos total, să spun așa. Nu vorbesc foarte mult în timpul episodului, pentru că suntem în squad, nu vreau să intru peste ceilalți, este un episod așa mai chill, mai relaxat. Vreau să menționez foarte repede, pentru că am văzut că ați folosit câțiva dintre voi, am pus acolo pe pagina mea de Instagram codulețul iRafael. Cred că știți deja cum funcționează sistemul de creator, support a creator de pe Fortnite. Dacă nu știți, am și eu un coduleț iRafael, exact numele de pe YouTube, exact numele din Fortnite și vedeți aici, vă duceți la support a creator, adăugați codul iRafael și practic ce faci cu codul acesta? Susții un creator de conținut. Când cumperi un item și îi folosești codulețul, el primește câțiva cenți. Atâta tot. Tu nu ai nicio reducere, nu se întâmplă absolut nimic, pur și simplu susții creatorul respectiv. După ce ai cumpărat un item, de exemplu, poți să te duci și să schimbi codul, să zicem că vrei să-l susții pe Xlader sau pe cine vrei tu să mai susții. Deci, odată ce adaugi un cod, un coduleț, nu rămâne blocat pe cont. De asta am vrut să și menționez. Dacă doriți să mă susțineți, să zic așa, să folosiți codulețul și o să mai, mă rog, cred că investiția aceasta din câți 10-20 de dolari o să scot eu din treaba asta, o să o investesc înapoi în skin-uri de Fortnite, pentru că oricum nu vorbim despre sume foarte mari de pe urma codulețului. Iar acum eu o să vă las cu episodul propriu zis și, nu, stai puțin, vreau să mai menționez ceva. Dacă folosiți codulețul, în timp ce folosiți codulețul, dacă ne ducem la item shop și cumpărați și aveți aici codulețul Rafael, puteți să filmați cu telefonul și să-mi dați un mesaj privat pe Instagram. Iar eu o să îl adaug într-un story și o să vă dau tag, dacă sunteți interesați, așa ca o mică răsplată din partea mea. Bun, acum vă las cu episodul propriu zis. Mergem peste tot. Tomato? Peste tomato? Tomato? Tomato sfeha? Nu prea vine nimeni pe acolo. Hai mă, tomato, dacă nu vine nimeni. Acum. Ne jucăm și noi aici cu băieții Fortnite. Cu toată lumea. Cu păpuși, cu sandale, cu toate astea. Ne jucăm că îi place mult de tot lui Xlader nou update cu zombie. Bă, îmi place, dar nu chiar așa de mult. E relaxat, Marius, stă pe spate. Trebuie să bage încă o iconiță de aia. Mm-hmm. Mie nu-mi place nici update-ul cu turneurile, nici update-ul cu zombie. Atunci deci care update-ul îți place? La turneu, eu. Mai bine un sistem de rank up. Aș vrea. Eu nu la turneu, la turneu cred că-i spat. Da, 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 rămâne Soaring, am văzut ăsta, cu gliderul. Oribil. Venex, a terminat acolo. Nu-mi plac turneurile alea de-n dreapta, dar au apărut acum să joci practice. Da, să nașpa. Nu primești nimic. De ce mi-ar da mie, eu vreau sistem de rank up în jocul ăsta. Ca să învăț treptat jocul. Zic, mai bine să fie turnee să primești V-Bucks dacă câștigi ceva, un loc sau faci puncte. Păi de ce să joci la turneu, că să nu mai tryhards acolo, nu mici nimic. Nu-mi place, aș vrea sistem de recap, au destui player să facă sistem de recap. Data viitoare ne băgăm la duo, Marius, la turneu. Tu te mă, cu aia ta. Da, nu e nimeni pe aici. Nu prea vine nimeni, dar e loot bun aici. Îți promit eu, Rafaele. Îmi promiți? Da, da. Bă, am testat eu. Dacă a promis Xlader, e clar. Promit eu că e loot bun aici. Sunt decent, am un M4 și un pam. Mă, dar de ce se aude șuieratul ăsta în orașul ăsta? Se aude greu. Ca un fluierat, dar pentru câini. A, de aici, de aici. Nu, nu de la asta, s-aude în general niște greieri. S-aude greieri. Așa să vorbești acum. Îți place roșiile ăștia? Foarte frumos aici. Mai venim? Mai venim. Cavuca vinoca.
Nu prea mi-a plăcut Marius aici. Poftiți. Am iteme decente. Mă. Mă. Hai să mergem. Da. Hai să iau trepul ăsta. Are careva rift, ce-a? Are da. Eu rift. Ai? Hai să-l dau. Da. Vinoca. Hai că l-ai dat. Alo? A, ce mișto, Marisica. Am văzut asta la pro player, când stau un tilted, știi? A, și dau fake. Da, dau fake și vine aia pe ei. Unde ne ducem? Jos, jos, jos aici, la depozite. Îi vezi? Nu. Da, aici e aici la depozite, uite-i. Unul mort. Unul jos? Încă unul mort. Le-am dat și eu laser beam. E famas. Le dau o risică. Unde e, mă, ținta mea? A, e la unul. Ținta ta e la papuc, în picior. Nu eram asta. Bă, e distrat Marisica azi. Papuc, tu ai picioare? Nu. Uite-mă aici. Mamă, e unul? Mamă, mama, cum l-a luat. A, gândeam chiar ce mă râd. N-are cum. Are picioare papuc sau nu? N-are, mă. Dar tu umbli în papuci iarna? Da. Papuci cu șosete. Ca în Miami, papuși cu șosete. Șosete dă-lea până la genunchi. Ai dat la papuc? Da. Știi cum se zice, papuci Gucci. Spargem ăsta? Dă-te mare, papuc. Nu știi la voie de astea? Nu, nu știu. Ai gloanțe. Hai să mergem. Bun. Ce mă moresc cu papucii Gucci? Am murit în caz de ceva. Rafael nu știe cu papucii Gucci. Explică-mi și mie cu papucii Gucci. Dacă ai papuci Gucci trebuie să te dai mare. Da? Am văzut că au scos ea de la Gucci toate, tot felul de haine. Nu, Rafael, e altceva. Player-i față, player-i față, S. Uite, sparge copacul. Hai să dărmăm ăsta, hai să dărmăm ăsta repede. Hai că... What? Da, wow! Frate. Let's go! Player in față, player in față, uite, S, la casă. Aaa, l-am ratat. Dă rush unul, dă rush. Vine cu gliderul pe mine, îmi dă thirst. Nu mort? Îmi dă cu thirst, îmi dă thirst. Hai, tu dai de treabă, îmi dă thirst. Tifu! Da, stai, stai, aici. Îl omoară ăștia pe Rafael, mă, trebuie să le ajut. Bă, dar nu îi dau damage, mă, ăstuia. Bravo. Gata? Hai, dă-te mare aici. Hai, mă dau mare. Opa! I-a dat beam lui Rafael, ai grijă de el. Vii, bagă-te aici, Rafael. Dacă dai pe teripar, mă, stai. Ce? Ce am făcut, bossule? Ce faci, băi? Din casă. Am vrut să fac și eu o schemă de aia rară. E low. Așa. Opa, mai e unul pe stradă? A murit, e low, e low, e low. Oh, nu. Gata, mă, s-a încheiat jmecheria. Yes. Așa se vedere. S-a încheiat jmecheria, gata. De mare, de mare. Sper că nu e o capcană aici. Hai că am două medkituri. Suntem bine, Marius. Sper că nu e lag pe filmare, băieți. Îmi pare rău dacă e. Mă, că nu e. Așa. Mai am un medkit, Marius, dacă nu e. Apasă pe asta aici. Avem sonerie. Ia vino, Marius, încoace. Cum ai rotim-o? Alo.
Ia la cile. Deci are... merge. Vreau să mă dau mare. Păi luă el. Păi dacă nu te mici repede, Marius. O, mai sunt 40? Mamă, câți mai suntem. Ne dă rush unii? O să dau fortress. Dau heal, dau heal. Apropiați-o de mine, că vă bagi în fortress. Spatele tău, Rafaele! What? Cum ne-ai m-am murit? Avem chiar așa puțină viață? N-am văzut. DJ Yonder. Rafa, e unul cu glider-ul, cred. Nu. E am rift, dacă vreți. Strângeți-vă să-l dau. Eu sunt mort. Ăla de pe copac e low. Bă, DJ Yonder ce-mi dă. Mort. La buric. Până acolo vine nimeni aici? Hai că-l omor rămâi. Nu mai trebuie. Gata? Da. Mamă. L-a ajutat eu pe băiat ăsta. N-am nimic de heal să-ți dau din păcate. Abia am dat sunt și eu medkit. N-avea nimic de heal? Mai un, sus. Sus unde? Pe fortress. Aturi? Eu îmi dau heal. E slab. Mort. Bine, insanity. Bine. Are careva vreun medkit ceva? Bă, Rafael, eu stau așa non-stop. Am eu niște bandaje. Fii atent că găsesc medkit aici. Ce ți-am zis? Ai găsit? Eu mă dau mare cu medkit-ul ăsta aici. Pe vrei tu? Nu, că am bandaje. Bun, shield-uri careva? Aveți? Eu n-am. Aveți careva niște materiale în plus, nu-mi dați și mie? Mă rog. N-am nimic. Am 1-1-1. Uite de aici. Hai să dăm un split așa. Mulțumesc. Păi ce? Trebuie să mai farmam. Double. Vrea cineva o pompă? Albastră? Pompilius. No. S-a pus farmesa în calumea. Îmi pușcă ea zombie. Nu știu, am auzit doar sunete. Rafa, vină cu asta, mănânci mere. Faci ok. Cred că aici în față. Merișoare. Ce mare pentru tine? S-a luat un de la pe casă aici, vezi? E un shield mare. Rafa, e un shield mare în față. Cu mașina pe aici. Uite. N-avem încărcat o armă? Ce noi, bă? Ai de capul meu. Nu știu ce nu mi-a tras armă. Bravo. Nice. Mamă, nici nu-i vezi pe ăștia pe unde vine, ești nebun. La pără de zombie, dați revive. Hai că-ți dă eu revive. Unii snipe în față, unii snipe. Ne dă snipe. Nu, trebuie să dă revive, deși te opresc. Ne dă snipe în față, pe deal, N. Îi vezi? Sunt 3. Dă revive. Imediat. Mamă, cu zombie aici. Ține poarta. Țin. Poarta, mă, cu dreapta. Stă două. Pică poarta. S-a dat un shield. Am luat. Rafa, am un jackal, dau. Ok. E timpul să plecăm. Bravo. Hai să ne luăm stage. Ce ai zis, Rafaele? Nu știu, Marius, e prea mult. Prea mult pentru mine. Hai aici, la curs. Las pică mai așa la asta de mașini. Da, la curs. Stânga, uite aici. S-a dat un shield, Rafaele. Aia e cea mai mare. E un drop. Aveți luat să vi se dau la. Da. Holy. Am stat aici. Am foculețe. Aoleu. Foculețe pe Snapchat. Uite un shield dacă vrei. Asta? Ok, credeam că o să murim acolo, da. Te-am salvat, Rafaele, nu stai. M-a salvat, Marius, mulțumesc.
Da, am crezut că murim. Am eu heal pentru Rafael. E nu că am chiar. Nu, mi-am dat chiar. Dă-i lui Papo. Știu ce mi-a tras arma. Am un foc. Vino aici, Odor, să-ți dau medic. Odor? Acum. Păi nu vă zici că ăla ține ușa. Tu ține ușa acolo. Sau nu te uiți la Game of Thrones? Mă uit. Hold the door. Aștept sezonul ăla, nu mai suport. De 2 ani aștept și eu, stai liniștit. Acum am ce stai aici? Unde e băiatul ăla? Vino aici, vino aici. Puh, mers. Capu, fătăpu. Vino că stai să dansezi. S-a auzit ceva? Mai farmăm ceva? Nu cred. Player, player, player! Unde? S? S? S, S, uite-l, e acolo. Aproape. Oh my god, player aici. Player in 300. Vii drash acum, pe deal. Papu, dai revive, dai revive, dai revive. M-am pupat pe portofel. Au distrus tot ăștia. I-am dat 100, i-am dat 100, nu? Spate, pune perete. Mort. Aștept pe Rafa, aștept pe Rafa aici. Low, low, low. What? Mai sunt unii, mai sunt unii, nu vă bucurați încă. Da. Mai e unul pe deal acolo sus. Rafa, am aici miniuri, am și campfire. Am și campfire. E campfire-ul meu acolo, Rafaele, sunt și shield-uri. Hai, intrăm în zona, dăm campfire-ul, Rafa, miniurile. Da, da, da. Aveți resurse aici? Hai. Winul ăsta m-a omorât pe mine, deci trebuie să faceți win. Wow! Eu v-am costat winul ăsta. Ce faci? Îl vau pe unul în 995. Deci am prea de la... Rafaele, deși nu-ți dai. Ce să-mi dau? Shield-urile. Mort. Păi am 50. Mamă! Ce 50? Păi n-ai heal, n-ai viață. Păi n-am. Ce vrei să-mi dau? Erau pe jos pe acolo, bandaje, nu vă zici? Nu. Rafa, vino ca să ne dăm campfire-ul. Rafa, vino și tu? Păi ăia sunt ultimii doi. Ultimii... Nu. Au. Mai voi, eu uit mereu că pot să sar de aici. Uit mereu că pot să sar cu paraștă. Mă, haideți încă? N-am luat campfire-ul, l-a dat vectă. Ok, hai nu, try not. L-ai dat pe Rafael afară, în casă. Opa, avem un invitat. Deschide, lasă. Ia ăla, dă-i lui Rafael, dă-i lui Rafael. Rafael, tu. Ei, n-a avut nimeni grijă așa de mine toată viața mea. Bea la repede, bea, nu mai poți. Că-ți dau un pic. Aolei, boss. Ține ușa. Ce naiba. Editați în spatele, mă, să fugim, editați în spatele, mă, să fugim. Gata, liber? Da. Băi. Sunt unii. Bă, tocmai boss-ul, mă? Trag după sniper. Pădeal. Aoleu, vin de zombie fea-n turnă. L-ai luat? 7-6? O și-a dat sniper-ul ăla. Opa. Vezi că e periculos aia. Am pus în fața mea perete. Doamne, ce-i aici? Vezi că-ți dă la sniper. A trebuit să-i dai rush, că îl mănâncă zombie, nu vezi? Dă-i rush. Scoate-mă cap. Ăla îl mănâncă zombie, de ce nu-i dai rush? Cred că mai are puțin HP. Du-te cu P90-ul și dai rush. Acum, dai rush, repede. De la Rafa, mă las. Unul în față. Doi în față, sunt doi. Da, aia nu i-am dat rush.
E low 1, e low 1. Hai că te ajută, băieți. Bine, mă. 11 kg, Rafael. Bine, mă, băieți. Rafael 5. Bă, s-a ridicat Rafael de jos, ca prin minune, și a revenit. Mi-a revenit ca prin minune. L-a înviat Iisus. Zi-mă, Marius, ceva. Foarte frumos, meciu. Foarte frumos. Am omorât, ai omorât 4 zombi, Rafael, felicitări. 8. 8. Așa mai nobalul cum sunt eu, am făcut și eu câteva kill-uri pe aici. Hai să începem în lobby. GG, băieți, vă mulțumesc pentru meci. Noi mulțumim pentru meci. GG, băieți, vă mulțumesc și vouă pentru că v-ați uitat la episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Iar noi vom vedea data viitoare. Pa, pa!